Până la ora 19, observatorii Asociației Promolex au raportat 446 de incidente la alegerile prezidențiale, chiar dacă Comisia Electorală Centrală a interzis transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de vot. Promolex a constatat 21 de astfel de cazuri. Majoritatea au vizat aducerea cetățenilor din regiunea transnistreană, iar observatorii asociației spun că unele microbuze au făcut naveta de mai multe ori. Și acest lucru era vizibil pentru toată lumea care a fost în acel segment. În primul rând, alegătorii din regiunea transnistreană erau aduși cu autocarele până la poduri, după care traversau fie pe jos, fie cu automobile de astea mici. Și la Sănătăuca Kamenka, și la Rezina, și la Criuleni, Dubăsari. Și deja s-a văzut la Gura Bâcului, s-a văzut la Varnița care este situația. De asemenea, Promolex a semnalat și 4 cazuri de tentative sau chiar de situații în care au fost oferite recompense materiale sau bănești alegătorilor în perimetrul a 100 de metri de secția de votare. Potrivit lui Pavel Postică, unii alegători chiar cereau direct plata în secțiile de votare înainte să aplice ștampila. Alegătorii veneau și spuneau că unde trebuie sau unde este locul în care trebuie să primim onorariul pentru exercitarea votului. Și atunci când le se spunea că nu primesc niciun fel de onorariu pentru că exercitarea votului este benevolă și este până la urmă un drept și nu o obligație, atunci mulți dintre ei se vedea că pleacă fără ca să-și exercite dreptul de vot. În mai multe secții de votare nu au fost respectate nici măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Până la ora 19 au fost raportate 37 de astfel de cazuri. În unele secții de vot, alegătorii nu li se luau temperatura, în altele intrau prea mulți oameni simultan, iar cel puțin 3 persoane au votat, deși aveau febră.